Îngăduiți-mi să deschid împreună cu dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Judecători, la capitolul 9, de unde vom citi o pildă, o pildă a Vechiului Testament, Judecători 9, începând cu versetul 7. Și iată ce spune aici cuvântul Domnului. Iotam a aflat despre lucrul acesta, s-a dus și s-a așezat pe vârful muntelui Garizim, și iată ce le-a strigat el cu glas tare. Ascultați-mă, locuitorii Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte. Copacii au plecat să ungă un împărat și să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului, împărățește peste noi. Dar măslinul le-a răspuns, să împărăsesc eu unde lemnul meu, care mi-aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Și copacii au zis smochinului, vino tu de împărățește peste noi. Dar smochinul le-a răspuns, să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și copacii au zis viței, vino tu și domnește peste noi. Dar vița le-a răspuns, să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni ca să mă duc să domnesc peste copaci. Atunci toți copacii au zis spinului, vino tu și împărățește peste noi. Și spinul a răspuns copacilor, dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea, altfel să iasă un foc din spin și să mistuie cedrii Libanului. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pe care ne rugăm să-l binecuvânteze Domnul. Iar pe dumneavoastră vă invit să ocupați locurile. Îngăduiți-mi să vă mărturisesc că sunt foarte bucuros să fiu cu dumneavoastră. Sunt bucuros să găsesc aici o biserică atât de proaspătă. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc, frate păstor, pentru invitație. Sunt onorat să pot să fiu cu cei de la Biserica Învierea. De fapt, pe păstorul dumneavoastră, eu personal îl prețuiesc foarte mult. A slujit mult în biserica noastră, în mai multe rânduri în biserica noastră. Și întotdeauna ne-a adus bucurii cerești prin slujire. Facă-l Domnul întotdeauna aducător de bucurie și la învierea. Pentru dumneavoastră, cei ce sunteți astăzi aici, îngăduiți-mi să vă spun că numele pe care îl are biserica dumneavoastră este atât de bine gândit. Pentru că nu-i așa. Noi suntem dintre cei ce am înviat împreună cu Hristos. Amin. Și spune cuvântul Domnului, dacă ați înviat împreună cu Hristos, ce să facem? Să umblăm după lucrurile de sus. Și iată că astăzi suntem aici, oameni care căutăm lucrurile de sus, am fost foarte atent la tot ceea ce s-a întâmplat până aici, am fost atent la cântările care s-au cântat, am fost atent la rugăciunile care s-au înălțat, am fost atent la cuvântul care ne-a fost adus până aici și aș vrea să vă spun că fiecare dintre dumneavoastră, în perspectiva lui Dumnezeu, aveți un traseu bine definit de Dumnezeu. Nu vă rătăciți niciodată la traseul vostru. Dumnezeu a trasat lucrurile în așa fel ca fiecare dintre dumneavoastră la capăt să ajungeți în sfânta împărăția lui Dumnezeu. Însă pentru aceasta, dragii mei, avem datoria să facem tot ce ne stă în putință ca să rămânem credincioși Domnului, să nu ne pierdem niciodată nădejdea aceea că Dumnezeu este alături de noi, că ne ține și ne poartă. Punerea în slujbă a doi frați astăzi, în slujba de diacon și în slujba de prezbiter, este de asemenea o mare binecuvântare pentru o biserică. Și dacă eu am spus că îl prețuiesc pe păstorul dumneavoastră și cred că îl prețuiți și dumneavoastră, vreau să vă chem, prețuiți-vă toți ceilalți slujitori. Prețuiți-i pe toți pentru că ei sunt darurile lui Dumnezeu pentru biserică. Și trebuie să vă mărturisesc că ceea ce Luci a spus aici m-a inspirat în mod deosebit. Și pentru că el a vorbit despre riscuri, am înțeles că Dumnezeu astăzi vrea să ne avertizeze pe fiecare dintre noi asupra faptului că în viața de credință există riscuri,
În slujire există riscuri. În lucrarea de conducere există riscuri. Pentru că noi vorbim astăzi despre slujire, dar în același timp, în poporul lui Dumnezeu, slujitorii sunt oameni care și conduc după voia lui Dumnezeu poporul Domnului. Haideți să ne uităm la, în continuare, la riscurile slujirii și ale conducerii. Să ne uităm în continuare. De ce spun asta? Repet, cele 7 riscuri amintite aici de fratele Luci, zic așa: Doamne, ajută-ne să nu le uităm niciodată eu și cred că fiecare dintre dumneavoastră. Însă, dragii mei, aș vrea să înțelegem că în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu caută oameni. Oameni pe care să-i poată folosi, oameni care să fie roditori. Și dacă ați fost atenți la pilda aceasta din Vechiul Testament pe care am citit-o, în mod pilduitor, cuvântul spune, copacii s-au dus să-și caute un conducător, un împărat. Și nu în modul cel mai simplu au găsit soluția căutată de ei, nu. De ce? Pentru că există niște riscuri pe care n-avem voie să le uităm. Luați în considerare măslinul, smochinul, vița, toate dau rod. Slujitorii bisericii, conducătorii din biserică, liderii din biserică, trebuie să fie dintre cei ce aduc rod. Și sunt sigur că dumneavoastră, atunci când v-ați orientat și ați votat pe slujitorii aceștia, v-ați orientat pentru că ați văzut în ei potențialul și ați văzut că pot să aducă rod. Însă, frați și surori din Biserica Învierea, îngăduiți-mi să vă cer un lucru. Eu sunt prima dată la dumneavoastră și nu știu când o să mai ajung, dar vreau să vă rog fierbinte, rugați-vă pentru păstor, pentru prezbiteri, pentru diacon, rugați-vă pentru ca ei să nu cadă în fața acestor riscuri despre care s-a vorbit sau acelora despre care voi vorbi eu în continuare. Există riscuri așadar. Haideți să încercăm să ne uităm și să vedem lucrurile acestea. Uitați-vă! S-au dus copacii întâi la măslin, zicându-i, împărățește peste noi. Dar măslinul le-a răspuns, să împărăsesc eu unde lemnul care mă aduce laudă din partea lui Dumnezeu și a oamenilor. Știți ce aș vrea să înțelegem? Că în lucrarea aceasta de păstorire, de prezbiterat, de diaconat, există un risc de care nici nu ne place să auzim, dar eu trebuie să-l zic astăzi aici. Există riscul de a-ți pierde ungerea. Cum? Cum adică? Păi nu-i alegem noi tocmai pe cei care au ungere? Există riscul de a-ți pierde ungerea. Știți de ce? Pentru că în lucrarea lui Dumnezeu este mult de lucru. Oamenii sunt ocupați, au de făcut asta, au de făcut cealaltă, au de făcut cealaltă. Și câteodată suntem atât de prinși în lucrurile acestea organizatorice, în lucrurile acestea care țin bunul mers al lucrării, încât ne poate scăpa din vedere timpul acela special care ne asigură ungerea. Și cine știe care e timpul acela special care ne asigură ungerea? Foarte bine. Legătura cu Dumnezeu, singurul care dă ungerea, este Domnul. Și tocmai de aceea vreau astăzi să fac această subliniere în lucrarea aceasta de slujire, de conducere. Există riscul de a-ți pierde ungerea, de aceea strig în gura mare să mă audă toți păstorii, prezbiterii, diaconii, toți cei ce slujesc bisericilor lui Hristos. Faceți tot ce vă stă în putință. Organizați, slujiți, alergați, predicați, faceți tot ce vă stă în putință. Dar nu uitați niciodată să stați în legătură cu Cel ce dă ungerea. Pentru că dacă biserica se bucură de ceva, ea se bucură atunci când e ungere, nu-i așa și la învierea? Sigur, când e ungere, e bucurie.
De aceea, Biserică Învierea, rugați-vă pentru slujitorii voștri să le păstreze Domnul totdeauna ungerea. Iar voi, cei ce slujiți aici, faceți tot ce vă stă în putință să rămâneți întotdeauna conectați cu Dătătorul Ungerii, cu Dumnezeu. Fie Duhul Sfânt, aducătorul de la Dumnezeu a ungerii dumnezeiești, întotdeauna din plin peste viețile voastre. Există așadar riscul de a-ți pierde ungerea și mă rog Domnului ca asta să nu se întâmple cu cei pe care îi ordinăm astăzi și cu niciunul dintre cei ce slujesc la Învierea. Era să ziceți un amin mai puternic. Ei bine, uitați-vă, s-au dus copacii la un alt roditor, la smochin. Și au zis, vino și împărățește tu peste noi. S-a gândit smochinul și a dat răspunsul acesta. Să împărăsesc eu dulceața? Vă rog să fiți atenți. Să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat ca să mă duc să domnesc peste copaci? Dragii mei, există în slujire și în lucrarea aceasta de conducere și riscul de a-ți pierde dulceața. Veți zice, dar cum e asta? Eu am avut foarte mulți ani în care am slujit ca evanghelist. Am bătut țara în stânga, în dreapta, în sus și în jos, în toate părțile. În biserică aveam responsabilități doar să țin studiu biblic cu tineretul și atâta tot. Și știți ce interesant a fost și ce dulce era fratele Filip? N-aveam să-i spun niciunuia fete încolo sau vină încoace, n-aveam demustrat pe nimeni, că erau ceilalți păstori care se ocupau de asta. Și fratele Filip, la sfârșit, n-avea decât de împărțit amabilități, pace, Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze, toată lumea îl iubește pe fratele Filip și ce dulce-i fratele Filip! Că așa frumos vorbește cu toți! La un moment dat Dumnezeu a zis, stai că trebuie să se schimbe responsabilitățile. Și Dumnezeu mi-a dat alte responsabilități. Țin minte și astăzi când a trebuit să mustru niște tineri care au făcut ce nu trebuie. Să stau lângă ei și să zic așa ceva, nu. S-au dus și au spus cuiva dintre cei apropiați mie, păi n-am crezut că Nelu Filip e așa. Dragii mei, există riscul ca în fața celor pe care îi slujești să-ți pierzi dulceața. Dar vreau să vă spun eu un lucru. Sau să vă întreb pe dumneavoastră, până la urmă, în fața cui trebuie să fim noi dulci? Înaintea Domnului sau a oamenilor în primul rând? Așa vreau să vă aud. În fața lui Dumnezeu, adică, dragii mei, slujirea noastră trebuie să fie întâi și întâi plăcută Domnului. Sigur că oamenii te pot îndrăgi ca slujitor. Dar atunci când ajungi să trebuiască să pui degetul pe rană, s-ar putea întâmpla ca cineva să nu te mai placă. Însă, stric tare să mă audă bine slujitorii de la Învierea. Noi toți trebuie să fim întâi plăcuți Domnului. Pentru că noi suntem chemați să-L slujim pe Domnul. Lui trebuie să-I aducem slujire și Domnul să se bucure de slujirea noastră. Sigur că este un cuvânt în Cartea Sfântă, că atunci când îi plac Domnului căile cuiva, El îi face prieteni. Așa, uite că știu ce-i înviații de la Învierea. Știu bine, El îi face prieten chiar pe dușmanii lui. Și nu odată mie personal mi s-a întâmplat asta. Oameni pe care i-am mustrat și am zis, ăsta nu mă mai vede, never ever. Da, dar omul când a stat și a chipzuit a zis, Domnule, a avut dreptate omul acesta. Nu mi-a vrut răul. Vreau să vă asigur pe dumneavoastră toți cei de la Învierea, slujitorii Domnului pe care îi instalăm astăzi în lucrare și cei pe care îi aveți deja instalați în lucrarea lui Dumnezeu de aici, ei sunt înaintea Domnului așezați ca să vă vrea binele. Și știți dumneavoastră, cei ce ați crescut copii, când vrei binele unui copil,
Nu înseamnă, eu am nepoți acum, uitați-vă la mine, păr cărunt. Vine dimineață bună nepoțica la noi, în casă, și lucru pe care îl cere. De-abia s-a trezit, bobo, ea vrea bomboană. Acum ziceți dumneavoastră dacă bunicul sau bunica nu-i dă, sunt răi bunicul sau bunica? Da, bine că țineți cu noi, mai ține cineva și cu noi, nu? Nu, dragii mei, știm că e un copil întâi trebuie să mănânce ce trebuie să mănânce și așa mai departe. Și câteodată, când crești un copil și când vrei să-l duci pe cărarea pe care trebuie, trebuie să zici, nu pe acolo, nu pe acolo, nu e în regulă. Asta e rostul slujitorilor. Dar, din nou zic, dacă se întâmplă ca să-și piardă dulceața un slujitor, vă chem, dragi slujitori, nu descurajați să se bucure Domnul de slujirea noastră. S-au dus la viță. Deci, smochinul n-a vrut, de teamă să nu-și piardă unde lemnul. Smochinul n-a vrut, de teamă să nu-și piardă dulceața. S-au dus la viță. Și vița le-a răspuns așa. Să-mi părăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Știți că există și riscul de a-ți pierde bucuria când faci lucrarea lui Dumnezeu? Dacă nu știți, întrebați-l pe fratele Dan și pe cei ce fac lucrarea Domnului. Există riscul să-ți pierzi bucuria, că tu vrei să faci și la un moment dat te trezești că n-ai cu cine. Și îți piere bucuria de pe buze și din suflet și te necăjești și stai înaintea Domnului și zici, Doamne, fă ceva. Există riscul de a-ți pierde bucuria. Însă eu vreau, de aceea sunt astăzi aici, să încurajez pe slujitorii de aici. Da, există riscul de a-ți pierde bucuria. Când vezi, ai așteptări de la poporul Domnului, ai dorințe, ai rugăciuni, aștepți să-L vezi pe Domnul că se implică și face... Și te trezești că oamenii nu sunt și nu răspund așa cum ar trebui să răspundă. Însă vreau să vă încurajez și să vă zic un cuvânt din cartea lui Neemia. Bucuria Domnului este tăria noastră. Adică până la urma urmei bucuria noastră nu trebuie să stea în ceea ce se întâmplă pe orizontal atât de mult, ci ea trebuie să fie legată de ceea ce se întâmplă pe plan vertical. Când îl vezi pe Dumnezeu că binecuvântează, în loc să-ți pierzi bucuria, apropie-te de cel ce n-a gustat din bucurie și spune-i, dragul meu, tu nici nu știi ce ai pierdut. Tu nici nu știi ce ai pierdut, că n-ai venit atunci, că nu te-ai implicat atunci și n-ai făcut asta și asta. Tocmai de aceea vreau să vă spun astăzi, vedeți dumneavoastră, există riscul de a-ți pierde bucuria. Când slujești unor oameni, mă uit la dumneavoastră, biserica dumneavoastră și chiar trebuie să-mi exprim aprecierea, o biserică relativ nouă și tânără. Și să văd atâția oameni care îl caută pe Domnul aici. Lăsați-mă încă o dată să îndrept mâinile către dumneavoastră și să zic, Domnul să vă binecuvânteze. Dragii mei, vreau să știți un lucru. Slujitorii Domnului trebuie purtați în rugăciune. Există riscul de a-și pierde bucuria la un moment dat. Și de aceea vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Nu uitați! Știți că în poporul Domnului nu toți sunt proroci, dar ați citit în Scriptură că și cine nu-i proroc poate să capete răsplata unui proroc? Ați citit? Dacă nu, să căutați, că veți găsi. Cum poți căpăta o răsplata unui proroc? Ajutând prorocul să-și facă slujba. Cum poți căpăta răsplata unui păstor? Ajutând păstorul să-și facă slujba. Cum poți căpăta răsplata unui prezbiter? Ajutându-l să-și facă slujba. Răsplata unui diacon? Ajutându-l să-și facă slujba. Dragii mei, de aceea vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, cuvântul ne îndeamnă să veghem unii asupra altora. Nu numai păstorii, prezbiterii și diaconii trebuie să vegheze. Și biserica trebuie să vegheze asupra păstorului. Trebuie să vă mărturisesc așa. Momente frumoase am trăit. Mă aduc aminte de o situație când mi-a pierit bucuria și mie. Am stat în biserică și
La un moment dat, telefonul meu a vibrat. L-am scos, m-am uitat, era un mesaj de la cineva din biserică. Frate Nelu, aveți ceva probleme că nu sunteți tare bucuros. Aș vrea să mă rog pentru dumneavoastră. Să nu vă spun că dintr-o dată, e altfel, vezi că cineva stă alături. Lucrul acesta contează. Există riscul de a-ți pierde ba ungerea, ba dulceața, ba bucuria. Dar atunci ce să facem? Să nu mai fie oameni care își asumă lucrarea? Nu, dragii mei. Ar fi nedrept înaintea lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să-și asume lucrarea. Pentru că dacă nu și-o asumă cei chemați, cei roditori. Uitați-vă, ați fost atenți la citirea pe care am făcut-o din Scriptură. N-au avut alternativă copacii și au zis, mergem la spin. Și spinul voluntar. Ați văzut cum arată un spin? Nu tu copac, așa o tufă. Rodul spinului... cum le zicea, bolunzele le zicea în Ardeal, acolo pe unde am crescut eu. Niște nimicuri. Te apropii de el, te înțeapă pe toate părțile. Cum te apropii de el? Și uitați-vă, vino tu și domnește peste noi. Și stă el, fiți atenți, dacă într-adevăr vreți să domnesc peste voi, veniți și adăpostiți-vă tot sub umbra mea. Care umbră, Domnule? Care umbră? Că bietul de el e o tufă. Dar fiți atenți cum pune problema. Altfel, se iasă foc din spin să mistuie cedrii Libanului. Nu vi se pare ciudat? Se iasă foc din spin să mistuie cedrii Libanului. Ce înseamnă asta? Dacă cei chemați de Domnul nu-și asumă riscurile de a face lucrarea lui Dumnezeu, că e comod să nu faci nimic... E comod să vii duminica dimineața, corul e pregătit, grupul de laudă e pregătit, îndemnurile sunt pregătite, te-ai îmbrăcat frumos, zici pacea Domnului la frate, te așezi acolo, te-ai ridicat și te-ai dus în drumul tău. E comod, dar cineva trebuie să se pregătească ca să predice, cineva trebuie să facă repetiții ca să cânte, cineva trebuie să pregătească, să organizeze tot ce aici. Apropo, aveți o biserică foarte bine rânduită. Domnul să vă binecuvânteze. E bine, riscurile acestea, dragii mei, dacă nu și le asumă cei chemați, cei roditori, și le vor asuma la un moment dat oameni nechemați. Și vai, nu odată mi-a fost dat să văd nechemații. Știți cum sunt nechemații? Să nu fie nimeni mai înalt ca ei. Adică toți sub umbră, sub umbra spinului. Cum predică unul mai bine, cum slujește unul mai bine, nu. Ăsta nu încape, ălălalt nu încape. Și aici este marele risc. Când chemații nu-și asumă riscurile acestea. Există riscul ca lucrarea lui Dumnezeu să aibă de suferit enorm de mult. Și tocmai de aceea, Biserica lui Hristos, și astăzi strig Bisericii Învierea, vă rog fierbinte, rămâneți uniți și legați unii de ceilalți. Simțiți să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Vedeți greul, puneți umărul. Nu stați doar ca niște observatori, ca să vă dați cu părerea. Vedeți, dacă stăm ca spectatori în tribune, e foarte ușor să ne dăm cu părerea că a început cu o notă mai jos sau a început cu ceva mai sus sau ceva de felul acesta. E foarte ușor să-ți dai cu părerea. Dar cel ce e aici, el știe. Sfătuitor pot să fie mult. Trebuia să zici și așa. Trebuia să zici și așa. Ia mai pune-te în papucii mei un pic. Să vezi emoțiile cu care mă duc la altar. Mai pune-te în pantofii mei să vezi frământările cu care mă duc acolo. Pune-te în pantofii mei să vezi lupta spirituală care este aici. Tocmai de aceea, dragii mei, suntem chemați să facem tot ce ne stă în putință, ca cei ce își asumă riscurile acestea ale slujirii să fie sprijiniți în rugăciune. Și Biserica Învierea zice un amin puternic. Amin.
Amin. Trebuie să vă spun încă ceva. Acum mă adresez cu precădere celor pe care astăzi îi ordinăm. Nu există slujitor al Domnului care să nu fie ispitit să cadă în aceste riscuri, ca să rămână în domeniul acesta al riscurilor. Nu există slujitor care să nu fie expus acestor riscuri. A venit Domnul Iisus Hristos ca să slujească. Și știți ce s-a întâmplat? În apa Iordanului s-a deschis cerul. Tatăl din ceruri a mărturisit: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și după aceea, zice Scriptura, a fost dus de Duhul în pustiu. Și acolo a fost ispitit de diavolul. Vă rog să vă aduceți aminte în ce a constat ispita asta. Ca să vedeți riscurile celor ce slujesc. De aceea strig în Biserica Învierea: rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru slujitorii voștri. A venit la Domnul Iisus Hristos, care stătea față în față cu marea lui lucrare mântuitoare. Avea deja vârsta de 30 de ani și trebuia să intre în această lucrare. Și a venit diavolul, l-a găsit odată flămând și a zis: dacă ești cine zici că ești, dacă zici că ești Fiul lui Dumnezeu, așa poate să vină la mine să zică, dacă zici că ești păstor chemat de Dumnezeu, poate să vină la Dacian și să-i zică, dacă ești diacon chemat de Dumnezeu, poate să vină la Silviu să-i zică, dacă ești presbiter chemat de Dumnezeu. Știți ce a sugerat Domnul Iisus diavolul? Poruncește pietrelor acestora să se facă pâini. Vă întreb eu pe dumneavoastră, ar fi putut Domnul să facă asta din pietre pâine? Sigur, sigur că ar fi putut. Dar de ce n-a făcut? Știți de ce n-a făcut-o? Pentru că el a înțeles că lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie făcută pentru scopuri personale. Atenție! Există riscul acesta de a folosi puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu cu scopul de a avea tu avantaje. Pâine pentru tine, că tu ești flământ. Avantaje personale. Și Domnul Iisus a zis: nu. Ce mi-a dat Domnul, eu folosesc pentru slava lui Dumnezeu. Lucrul acesta contează nespus de mult, dragii mei, și aș vrea să luăm în considerare lucrul acesta. E un risc, un mare risc, acela de a lăsa ca la un moment dat această ispită a căutării avantajelor personale să te mâne în lucrarea lui Dumnezeu. De data aceasta nu mă adresez atât bisericii, cât mă adresez celor ce sunt în lucrare. Există acest risc de a face lucrarea cu scopul avantajelor personale. Eu vreau să vă spun ceva. Ascultați-mă. Când faci lucrarea lui Dumnezeu și cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu, mare-i Domnul. El poartă grijă și de nevoile tale. Dar ceea ce este important e, când faci lucrarea, fă-o, Doamne, o fac pentru gloria numelui Tău. Domnul n-a căzut în această ispită și mă rog și eu Domnului să nu cad în ea. Mă rog, dar sunt un om slab și am nevoie să fiu veghetor în sensul acesta. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută în așa fel încât să aducă glorie Domnului. Ei, Domnul n-a căzut, chiar dacă e riscul acesta. Domnul Iisus Hristos ne-a arătat că se poate face lucrarea lui Dumnezeu fără să cauți interesele personale. De interesele tale personale se va ocupa Domnul, slujitor al Domnului. Ascultă-mă bine, se va ocupa Domnul. După aia, diavolul, știți ce a făcut cu Domnul Iisus? L-a luat și l-a dus pe streașina templului. Înălțime mare, la templu, oameni mulți din toate părțile. Nu e așa că ai venit să aduci pe mulți fii la slavă? Ba da,
Ăsta mi-e scopul. Ăsta a fost scopul Domnului. Să aducă pe mulți fii la slavă. Na, uite, dacă tu vei sări de aici, de pe strașina templului, de la înălțimea asta, scrie în Scriptură că El, Dumnezeu, va porunci îngerilor Lui să te păzească, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Ia gândește-te, dacă sari de aici și nu-ți lovești piciorul de vreo piatră, cum vor veni toți oamenii ăștia să opresc în jurul tău și zic, wow, na, asta da chestie, asta da putere, asta da minune. Numai că Domnul Iisus n-a căzut în această ispită. De ce? Pentru că, dragii mei, e foarte ușor în lucrarea lui Dumnezeu să cauți să-i câștigi pe oameni cu senzaționalul, să impresionezi pe oameni prin ceea ce faci tu, prin ceea ce ești tu, să-i impresionezi într-un fel sau altul. Dar vă rog să mă înțelegeți bine. Slujitorii Domnului riscă mult dacă ei cred că pot să-i impresioneze pe oameni. Ascultați-mă, sigurul care are dreptul să-i impresioneze pe oameni este Dumnezeu. Și slujitorul Domnului cu smerenie, inițial mă gândeam să vorbesc despre rolul slujitorului creștin, dar Luci mi-a schimbat direcția. Mă gândeam să vorbesc despre Ioan Botezătorul ca slujitor al Domnului, care vorbea, Domnul vorbea despre el și zicea, prietenul mirelui, care pregătește mireasa pentru mire. E o slujbă foarte riscantă, slujirea în biserică, foarte riscantă. Biserica aceasta este a lui Hristos. Și ea trebuie să ajungă la Hristos. Eram la școală cu mulți ani în urmă, în tinerețea mea, imediat după Revoluție. Eram la școală, plecat departe de țară și când am avut absolvirea, a fost invitat un păstor să predice la absolvire și a predicat un lucru pe care nu l-am uitat niciodată și nu vreau să-l uit niciodată. Știți ce a zis păstorul acela? A zis, se uita la cei cu îmbrăcați în absolvenți, în ținuta de absolvenți și zicea, vă veți duce să predicați, vă veți duce să slujiți, vă veți duce să vă rugați pentru oameni. Dar a zis un cuvânt care pe moment m-a tulburat. A zis, aveți grijă să nu flirtați cu mireasa lui Hristos. Pentru că de flirtați cu mireasa lui Hristos, veți avea de-a face cu mânia și cu gelozia mirelui. Pe moment am zis, Doamne, ăsta dă cu flirtul aici acum. Nu-i momentul, un moment solemn. Dar s-a explicat omul. A zis așa, mireasa lui Hristos, biserica, trebuie să aibă privirile ațintite numai asupra mirelui ei. Și zicea el așa, nu predicați în așa fel încât să vă admire pe voi mireasa și să zică ce predicatori grozavi sunteți voi. Nu pe voi trebuie să vă vadă. Ascundeți-vă și faceți mireasa să se uite la mirele ei. Și afirmația lui repetată a fost aceasta. Altfel veți avea de a face cu gelozia mirelui. Și am zis, Doamne ferește! Doamne păzește-ne! Ce lucrare delicată când vorbește Domnul Iisus Hristos despre Ioan Botezătorul și spune prietenul mirelui are de făcut o lucrare. Era obiceiul acesta în vremea aceea că mirele, înainte de a veni, își trimitea prietenul care îl cunoștea bine, îl cunoștea foarte bine pe mire, era prietenul lui și el spunea miresei, cam asta așteaptă de la tine. Cam așa i-ar plăcea să fii îmbrăcată, cam așa i-ar plăcea să te porți, cam așa i-ar plăcea. Ăsta era rostul prietenului mirelui. Dar dacă prietenul mirelui începea să creadă că el trebuie să fie prieten cu mireasa, nu credeți că era o problemă? Era un risc și pentru mireasă, era un risc și pentru prietenul mirelui. Tocmai de aceea vreau să spun tare și răspicat, cei ce ne slujesc în biserici, le spun lor, nu trebuie să impresioneze ei biserica cu calitățile lor și cu carisma lor. Nu, rostul lor nu este să impresioneze ei biserica, ci rostul lor este să arate bisericii strălucirea lui Hristos. Iar biserica este datoare
să înțeleagă că omul este numai om. Nu vedeți dumneavoastră marile probleme ale creștinismului contemporan? Când au luat anumiți predicatori, au pus pe adevărate piedestaluri, ăsta e grozav, mă duc sute de kilometri să-l ascult pe cutare și așa mai departe. Și toate acestea nu fac altceva decât să arate o mireasă care flirtează cu altcineva decât să aibă atenția concentrată la mirele ceresc. Oamenii, ascultați-mă bine, sunt oameni, am fost tânăr și am îmbătrânit și am văzut atâtea staruri, pun între ghilimele vorba fratelui Tipei, ăștia sunt stele căzătoare, numai atât, punct. Oamenii care caută să impresioneze prin prestația lor amvonală sau prin prestația lor în slujire. Dragii mei, repet, Domnul Iisus n-a căzut în ispita aceasta. Impresionează-i pe oameni sărind de pe strașina templului și dacă îi vei impresiona, să vezi cum vin după tine. Și Domnul a zis, nu. Ei vor trebui să vină după unul care poartă cruce. Ei vor trebui să vină după unul însângerat. Nu trebuie să vină după staruri. De aceea există și riscul acesta, dragii mei, de a căuta să impresionezi. Și apoi la Domnul Iisus s-a dus diavolul, l-a dus pe un munte foarte înalt. Și a zis, fă doar un lucru mic. Tu ai venit ca să așezi o împărăție. Uite-le, toate sale mele. Le dau cui vreau. Și Domnul n-a zis că nu e așa. N-a zis că nu e așa. Pentru că stăpânitorul veacului acestuia este diavolul. De-aia a zis, îți cer doar un lucru. Fă ceea ce tu știi că nu se face. Dar fă-o așa discret, nu-i musai să vadă toți. Închină-te mie. N-a pus problema cam cât să fie închinarea, că închinarea poate fi de multe feluri. N-a pus problema așa, dar Domnul a fost foarte ferm. Înapoi a mea, satanul. Adică diavolul vine să ceară compromisuri. Fă un compromis ca să-ți atingi mai repede scopurile. Ca să atingi mai repede scopul tău, că tu ai scopuri bune. Să adun pe oameni. Tu ai scopuri bune să slujești biserica. Dar fă câte un compromis că altfel vin oameni. Dragii mei, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Nu faceți niciodată compromisuri. E un risc pe care îl poate face cineva atunci când vrea să facă lucrarea lui Dumnezeu. Însă astăzi, dacă am vorbit despre riscuri, dacă s-a vorbit aici despre riscuri în slujire, în lucrare, am o bucurie mare să știu că cine își asumă riscuri și vrea să pășească înainte, pentru omul acela există perspective frumoase. Și mă gândesc acum la omul lui Dumnezeu Gedeon. Știți că el, la un moment dat, plin de frică, îngrijorat de ceea ce va fi, nu se uita cu ușurință la ceea ce îi stătea înainte, dar dintr-o dată a auzit pe îngerul Domnului care a venit la el și a zis așa, Domnul este cu tine, viteazule. E uimitor. Îndrăznesc astăzi să mă uit spre Silviu, să mă uit spre Dacian și să fac în numele Domnului această afirmație. Domnul este cu tine, viteazule. Domnul este cu tine, viteazule. Dragii mei, ne place să auzim asta, dar uitați-vă cum era viteazul despre care vorbea îngerul Domnului. Știți ce a făcut el? Ca să înțelegem bine, omul acela în fața provocării, prima lui grijă a fost, dacă Domnul este cu noi. Țineți cont, îngerul a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Și el zice, dacă Domnul este cu noi, de ce ni s-au întâmplat aceste lucruri? Stai mă că n-am vorbit de voi, am vorbit de tine. Și tu vorbești de noi? Știți ce înseamnă asta? Omul pe care îl binecuvântă Dumnezeu cu vitejie în lucrare este omul căruia îi pasă de poporul Domnului mai mult decât de sine. Căruia îi pasă
de poporul Domnului, care iubește poporul Domnului mai mult decât se iubește pe sine. Ar fi putut Gedeon să zică, Domnul este cu mine, deci eu. Nu e vorba despre eu aici. Unul dintre riscurile pe care le amintea Luci aici era egocentrismul în slujire. Ei, ceea ce contează cu adevărat este ca în slujirea noastră să arătăm dragoste pentru poporul lui Dumnezeu. Și mai contează ceva. Zicea Gedeon altădată, mi-ai zis, Domnul este cu tine, viteazule, poate că ai uitat că eu sunt din seminția cea mai neînsemnată, sunt cel mai mic, sunt cel mai așa și așa. Știți ce înseamnă asta? Că cel ce slujește cu vitejie pe Domnul este un om smerit. Unul care își vede neputința și știe că depinde de atotputernicul. Dar ceea ce mai place la Gedeon, să văd ascultarea lui. Și asta e foarte necesară celor ce slujesc Domnului. Ascultarea. De ce spun asta? I-a spus Domnul ce să facă și a făcut întocmai. Când a fost convins că e omul chemat de Dumnezeu, a făcut întocmai. Chiar dacă aparent ceea ce a cerut Domnul era convenabil, scadeți armata de la 32.000 la 300. E convenabil, nu? Dar dacă Domnul îmi cere asta, asta fac. Domnul lucrează cu oameni ascultători. Domnul să vă ajute să fiți ceea ce trebuie să fiți.